Continuăm cu imagini tulburătoare surprinse într-o pădure din Mureș. Un pui de urs care agoniza și un lup care murise au fost găsiți prinși în niște capcane improvizate. Ursul era rănit, așa că înainte să fie eliberat a avut nevoie de îngrijire. Polițiștii caută acum pe braconieri. Puiul de urs are în jur de 2 ani și a fost găsit de un activist de mediu în pădurea de lângă comuna Ibănești, în județul Mureș. Animalul era prins într-o capcană din sârmă subțire. La câțiva metri distanță zăcea tot în laț un lup mort. Puiul de urs este prins în laț. Așteptăm echipa din Mureș care va veni cu tranquilizantul și să vedem ce trebuie de făcut pentru a salva acest animal. Uitați capcana efectivă cum e pusă prin pădure. Imaginați-vă când un animal intră în așa ceva. În încercarea de a scăpa din prinsoare, ursulețul s-a rănit, așa că vânătorii au chemat specialiști care să-l trateze. Abia apoi l-au eliberat în pădure, ca să-și găsească mama. Oare cât au agonizat, se știe cât au stat acolo în lanț? Vreo două zile, cred că, cam așa. Lupa a fost prins de gât, era, nu, când ursul a avut noroc, a fost prins pe după picior și a scăpat cu viață. Mai multe lațuri au fost. Oamenii pun lațuri în garduri sau în zone unde bântuie ursul ca să-și protejeze culturile. O activitate infracțională care, din cât am discutat cu asociația de vânătoare, fac eforturi mari ca să o combată. Deci pun camere de supraveghere, fac pânde periodice. Noi închidem porțele pe aici din primăvara la Cireașă, tăi rup cireșe și meri și tete. Nu putem să ținem de ei nimic absolut. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru braconaj. Zona este monitorizată cu camere de supraveghere, iar anchetatorii speră să-i găsească pe cei care au pus capcanele.